Salut! Unul dintre aspectele importante ale oricărui program de dezvoltare personală, pe care îl recomandă orice trainer serios, este să-ți notezi obiectivele. Efectiv, iei o foaie de hârtie sau pe notițele telefonului și treci ce ai tu de gând să faci. Etapele, pe unde mergi, cum faci, ce vei dezvolta, cum vei pune la punct lucrurile. Păi, începând de azi, nu mai putem să facem nici chestia asta. Chiar de acum 2 săptămâni nu a mai fost necesară declarația pe care o făceam să ieșim afară din casă în localitate. De astăzi nu mai e valabilă nici aia între localități. E, efectiv, ieșim așa, nici nu mai știm pe unde mergem. Dom'le, înainte lucrurile erau clare. Mă duc la magazin. Mă duc să ajut un bătrân. Mă duc să fac activități agricole. Mă duc într-o drumeție. Dom'le, lucruri clare, dom'le, pe care le specificai acolo, ordinea lor, nu așa, te plimbi ca astăzi pe stradă, bezmetic. Nici nu mai știi ce-i cu tine. Te duci și te învârți, efectiv. No, no, fără obiective, dom'le, fără obiective. Păi lucrurile înainte erau clare, știai ce ai de făcut, știai ordinea lor. Păi dacă plecai în afara localității, știai prin toate lor, peste tot pe unde te duceai, prin ce localități treceai, ordinea lor, planifica, domne, planificare serioasă. De astăzi, bântuim așa, fără obiectiv. Păi, ia spuneți dumneavoastră, acum ceva timp, nu ieșeam toți afară să vedem dacă respectă toți regulile, să vedem dacă stau toți în casă? Ieșeam toți să ne uităm în stânga, în dreapta. Acum nici nu mai are sens. N-are sens să mai ieși. Stai efectiv acasă, că nu te mai interesează. Nici ceilalți nu mai sunt obligați să stea acasă. Nu? Logic. Doar un pamflet. Salut!